1. Doctrinarii scopului existenței Fie că privesc oamenii cu un ochi binevoitor, fie cu unul răutăcios, îi găsesc întotdeauna, pe toți sau pe fiecare în parte, ocupați cu un singur lucru, acela de a face ceea ce folosește păstrării speciei umane. Și desigur nu dintr-un sentiment de dragoste pentru această specie, ci pur și simplu pentru că nimic nu este în ei mai vechi, mai puternic, mai neînduplecat, mai de neînvins decât acest instinct. Pentru că instinctul acesta reprezintă tocmai esența speciei și turmei noastre. Cu toate că de obicei îi împarți pe seminii tăi destul de repede și de net cu miopia obișnuită chiar și de la o distanță de 5 pași, în folositori și dăunători, în buni și răi, dacă socotești în mare și dacă te gândești mai îndelung la toate aceste lucruri, devii mai sceptic în privința acestei curățări și separări, lăsându-te până la urmă păgubași. Chiar și cel mai dăunător om este poate încă cel mai folositor în privința menținerii speciei, căci el întreține la el sau, prin influența sa, la alții, instincte fără de care omenirea s-ar fi sleit sau ar fi putrezit de mult ura, bucuria răutăcioasă de necazul altuia, dorința de a prăda și de a stăpâni, ca și toate celelalte care altfel sunt considerate rele, fac parte din uimitoarea economie costisitoare, risipitoare și în general nebunească, dar care e demonstrat, ne-a menținut până acum specia. Nu mai știu dacă tu, semenul și aproapele meu drag, poți trăi de fapt spre dezavantajul speciei, adică nechipzuit și rău. Poate că ceea ce ar fi putut dăuna specii s-a stins de multe milenii, făcând acum parte dintre cele care nici lui Dumnezeu nu mai sunt posibile. Urmează spoftele cele mai bune sau cele mai deșențate și, în primul rând, mergi la pierzanie. În ambele cazuri vei fi probabil încă, într-un fel oarecare, promotorul și binefăcătorul omenirii, putând să-ți găsești lăudătorii, dar și bagiocoritorii. Nu-l vei găsi însă niciodată pe acela care să știe să te bagiocorească în toate pe tine, individ, chiar și în ceea ce ai tu mai bun, care să te facă să-ți vezi nesfârșita sărăcie de muscă ori de broască în suficientă măsură pentru a corespunde adevărului. Pentru a râde de tine însuți, așa cum ar trebui să râzi, pentru a râde cu adevărat, cei mai buni nu aveau până acum destul simț al adevărului, iar cei mai dotați aveau mult prea puțin geniu. Poate că și pentru râs există un viitor. Atunci când maxima, specia este totul, individul nu este nimic, va fi fost asimilată de omenire și oricui îi va fi oricând deschisă poarta spre această ultimă eliberare și irresponsabilitate. Poate că atunci râsul se va înfrăți cu înțelepciunea. Poate că atunci nu va mai exista decât știință voioasă. Deocamdată este cu totul altfel. Deocamdată comedia existenței încă n-a devenit conștientă de ea însăși. Deocamdată mai este încă vremea tragediei, a moralelor și religiilor. Ce înseamnă această permanentă nouă apariție a unor fondatori de morale și religii, a unor instigatori la lupta pentru aprecieri morale, a unor predicatori ai remușcărilor și războaielor religioase? Ce înseamnă acești eroi pe această scenă? Căci până acum au fost eroi și tot restul, care era uneori singurul vizibil și apropiat nouă, a slujit întotdeauna numai la pregătirea acestor eroi, fie ca mașinărie și culise fie în rolul de confidenți și de valeți. Poeții, de pildă, au fost întotdeauna valeții unei morale oarecare. Este de la sine înțeles că și acești tragedieni lucrează în interesul speciei, chiar dacă își închipuie că acționează în interesul divinității și ca a trimiși ai Domnului. Și ei propulsează viața speciei, propulsând credința în viață. Merită să trăiești, strigă Oricare dintre ei. Viața asta e importantă. Viața are ceva în urma ei. Sub ea aveți grijă. Acel instinct care domnește la fel în oamenii superiori ca și în cei mai josnici, instinctul păstrării specii, izbunește din când în când ca rațiune și patimă a Spiritului. El se înconjoară atunci de o suită strălucitoare de motive. Vrând din toate puterile să se uită că este de fapt numai pornire, instinct, nebunie și netemeinicie. Viața trebuie iubită, deoarece omul trebuie să se promoveze pe sine și pe aproapele său, deoarece și cum se mai numesc și se vor mai numi în viitor, toți acești trebuie și deoarece. Pentru că ceea ce este necesar și se întâmplă întotdeauna de la sine, și fără niciun scop să pară de acum înainte ca fiind făcut în vederea unui scop, plauzibil omului, ca rațiune și ultimă poruncă, apare acum învățătorul etic, drept învățător al scopului existenței. Pentru aceasta el inventează o a doua și altă existență, scoțând-o pe cea veche și obișnuită din balamalele ei vechi și obișnuite, cu ajutorul mecanicii sale noi. Da. El nu vrea cu niciun preț ca noi să râdem de existență, nici noi de noi înșine. Și nici de el. Pentru el, individul este întotdeauna un individ, ceva prim, ultim și neobișnuit. Pentru el nu există nici specie, nici însumări, nici nulități. Oricât de nebunești și de entuziaste ar fi invențiile și aprecierile sale, oricât de mult se înșală asupra mersului firii, tăgăduindu-i condițiile și toate eticile de până acum au fost atât de nebunești și de nefirești, încât fiecare dintre ele ar fi condus lumea la pieire dacă ar fi pus stăpânire pe ea. Oricum, de fiecare dată când eroul intra în scenă, se obținea ceva nou, opusul îngrozitor al râsului, acea zguduire adâncă a multora la gândul, da, merită să trăiești, da, Merită să trăiesc. Viața, și eu, și tu, și noi toți împreună, ne-am devenit încă o dată interesanți pentru o vreme. Nu se poate contesta că până acum, odată cu timpul, râsul, rațiunea și natura s-au înstăpânit peste fiecare dintre acești teologi. Scurta tragedie sfârșea întotdeauna prin a reveni la eterna comedie a existenței, iar valurile nenumăratelor hohote de râs pentru a vorbi ca Eschil, vor acoperi în final până și tragediile cele mai mari. Dar, în ciuda acestui râs corector, datorită apariției mereu renoite a acestor învățători despre scopul existenței, natura umană s-a modificat totuși în general. Ea are acum o nevoie în plus, tocmai nevoia ca întotdeauna să apară asemenea învățători și învățături despre scop. Omul a devenit treptat un animal fantastic ce trebuie să îndeplinească o condiție existențială în plus față de orice alt animal. Din când în când, omul trebuie să creadă, să știe de ce există. Specia sa nu poate prospera fără o încredere periodică în viață, fără credință în rațiunea din viață. Necontenit, specia umană va decreta din când în când. Există ceva de care nu mai este deloc voie să se râdă. Și cel mai prudent iubitor de oameni va adăuga. Nu numai râsul și înțelepciunea voioasă, ci și tragicul cu toată sublima sa, nechipzuință, fac parte din mijloacele și nevoile păstrării specii. Și, prin urmare, prin urmare, prin urmare, oh, frații mei, mă înțelegeți? Înțelegeți această lege nouă a fluxului și a refluxului, avem și noi timpul nostru. Conștiința intelectuală. Fac mereu aceeași experiență, împotrivându-mă ei de asemenea mereu și nu vreau să cred, cu toate că este evident, celor mai mulți le lipsește conștiința intelectuală, ba chiar mi s-a părut adesea că, din cauza unei asemenea cerințe, ești singur ca în deșert în mijlocul celor mai populate orașe fiecare te privește cu ochi străini. Minunându-și în continuare balanța, numind lucrul acesta bun și pe celălalt rău. Nimeni nu roșește de rușine dacă lași să se înțeleagă că aceste greutăți nu au o greutate valabilă, nici nu se revoltă împotriva ta. Poate că se râde pe seama îndoielii tale. Vreau să spun că cei mai mulți nu găsesc demn de dispreț să crezi una sau alta și să trăiești conform lor. A fi cunoscut înainte ultimele și cele mai sigure motive pentru și împotrivă și fără a-ți da nicio osteneală spre a le afla după aceea. Bărbații cei mai dotați și femeile cele mai nobile fac și parte dintre acești cei mai mulți. Dar ce-mi pasă mie de bunătate inimii, de finețe și de geniu, dacă omul acestor virtuți tolorează la el însuși sentimente vlăguite în credință și apreciere, dacă nevoia de siguranță nu reprezintă pentru el setea cea mai intimă și nevoia cea mai profundă ca fiind ceea ce desparte oamenii superiori de cei inferiori, am găsit la anumiți oameni pioși.